Iubiți frașesorilor, domnilor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta este în Psalmul 79, versetul 8. Psalmul 79, versetul 8. Cuvântul Domnului spune aici: nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iasă de grabă înainte îndurările tale, căci suntem nenorociți de tot. Amin. Am o mare bucurie să citesc psalmii și să studiez psalmii. Am găsit în ei o bogăție nemăsurată de înțelepciune. Sigur, este înțelepciune de la Dumnezeu. Am găsit învățătură practică. Mă găsesc pe mine în viața celor care au contribuit la compunerea psalmilor. În sensul că ei plâng păcatul lor și eu trebuie să-l plâng pe al meu. Ei plâng nevoia lor de Domnul și eu trebuie să fac la fel. Se comportă ca și când parcă Domnul ar fi străin pentru ei, în ciuda faptului că au umblat așa de aproape cu Domnul și au văzut atâtea lucruri, de câte ori n-am făcut și eu la fel. Apoi vorbesc despre profeții adânci care revelează adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre viitor și iarăși lucrul acesta mie mi umple inima de pace, de bucurie, pentru că nu încetez să mă minunez mereu de înțelepciunea lui Dumnezeu în cuvântul Său. De aceea Domnul mi-a pus o dragoste specială pentru cuvânt să-L studiez și să caut, găsind adevărul Lui și tainele Lui, să pot apoi să le împărtășesc cu biserica și cu semenii noștri. În seara aceasta ne-am uitat din acest psalm 79, un psalm al lui Asaf, la versetul 8. Mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră se intitulează O rugăciune rară. O rugăciune rară. Asaf se roagă ceva ce parcă n-ai gândit, n-ai îndrăznit să te rogi. Dar el se roagă. Aceasta vrea să vorbească despre faptul că în intimitatea ta cu Dumnezeu, dacă vrei să fii ascultat de Domnul, trebuie să vii exact așa cum ești. Așa cum un copil în nevinovăția lui și când face bine și când face rău, vine la tata și la mama și spune tot ce trece prin cap, prin minte, prin inimă. Și te bucuri de el. Nu te superi, este copilul tău, îi înțelegi nevinovăția, îi înțelegi inima, durerea, greșeala, îl primești, îl mângâi, îl ridici. Dumnezeu se uită la noi și nu uitați că una din expresiile favorite ale Duhului Sfânt, ale lui Dumnezeu, pentru noi, mai ales în scrierile Apostolului Ioan, este care? Copilașilor. Copilașilor. Vă scriu aceste lucruri, copilașilor. V-am spus aceste lucruri, copilașilor. Mereu această expresie pentru că părtășia noastră cu Dumnezeu trebuie să fie ca unui copil cu părinții, cu tata și cu mama. O rugăciune rară. Trei lucruri se roagă Asaf în rugăciunea aceasta, care sunt neobișnuite în mersul normal al rugăciunilor noastre. Și primul lucru pentru care el se roagă este memoria lui Dumnezeu. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri.
Noi știm că slujim un Dumnezeu atotputernic, atotprezent și atotcunoscător. Este ceva să fii ascuns de fața Domnului? Este ceva să ce nu vede Dumnezeu? Biblia spune, totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem de-a face, ne-am făcut de lucru. Căci nici o făptură nu este ascunsă de ochii lui, spune același lucru, același autor în Cartea Evreilor. Apoi, cuvântul Domnului de asemenea ne asigură și ne spune că Domnul este același, ieri, azi și în veci. Deci trecutul este tot așa de cunoscut în fața Domnului ca și prezentul. Viitorul este tot așa de cunoscut ca și prezentul. Nimic nu-l ia prin surprindere. Și totuși Asaf și cu echipa lui de slujitori, de fii, de profeți, se roagă Domnului și spune, Doamne, mă rog pentru memoria Ta și Te rog, renunță la ea. La care parte din memorie? La partea care ne defavorizează pe noi. Cine ar vrea că atunci când ajunge în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i pună în față toate lucrurile, să-și aducă aminte de toate lucrurile. Cine ar vrea locul acesta? Eu n-aș vrea. Dar cred că nici tu. Este așa sau nu este așa? Ai vrea să-ți spună Domnul în față viața? Ia auziți ce spune cuvântul acesta, care tot în psalmi este și este cunoscut de noi, cei care știm pe Domnul. Zice, unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi, nu mă vede nimeni ce fac, nu? Și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Așa este de mare priceperea lui Dumnezeu. Și apoi, cum am spus, într-o zi, pentru că vom sta în fața Domnului, am vrea să nu-și aducă aminte de păcatul nostru și de fără de legea noastră, de viața noastră, de greșelile noastre. Nu ne-ar onora deloc și nu ne-ar ajuta deloc. Uitați-vă la acest cuvânt. Dumnezeu zice însă celui rău, deci n-am vrea noi să-și aducă Domnul aminte, dar ia uitați ce spune Domnul. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, Doamne ferește-ne. Dai drumul gurii la rău, cine nu este aici? Și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Auziți, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Și totuși Asaf face o rugăciune rară. Se roagă
pentru memoria lui Dumnezeu să fie neactivă. Parcă cer lui Dumnezeu un lucru imposibil. Însă este o rugăciune biblică, frații mei, nu este împotriva cuvântului, pentru că noi trebuie să ne verificăm cu cuvântul. Dacă în cuvântul Domnului avem garanție în această privință, că ne putem ruga în felul acesta, ne rugăm atunci. Și uitați ce spune Domnul. Dar eu, pentru mine, zice Domnul, nu pentru tine, pentru Domnul, pentru sfințenia Lui, îți șterg fără de legile tale și nu mai aduc aminte de ele. În Isaia 43 găsiți cuvântul acesta. Și iar în Vechiul Testament, în Noul Testament, citează Vechiul Testament și spune căci Domnul a spus, le voi uita fără de legile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Ce bine! Ce bine! Deci partea pentru care ne putem ruga lui Dumnezeu este să nu-și aducă aminte de păcatele noastre. Și Domnul Iisus Hristos ne-a asigurat de lucrul acesta atunci când, vorbind contemporanilor lui, câte vreme era pe pământ, Apostolul Ioan redă această discuție, vorbește în felul următor, am să vă citesc, și spune un lucru care ne încurajează. În Ioan capitolul 5 sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Deci Domnul, dacă nu-și aduce, își impune să nu-și aducă aminte de păcatele mele, să nu-și aducă aminte de păcatele tale, o face pentru că este bun. Crezi tu lucrul acesta? O face pentru că este milos, este sfânt, este plin de îndurare și nu ne-a creiat ca să aibă de cine să-și bată joc și cu cine, scuzați-mi expresia, vorbesc omenește, cu cine să se distreze. Nu. Nu-i face nicio plăcere lui Dumnezeu păcatul nostru, dar nu-i face nicio plăcere nici să ne pedepsească. Și atunci, dacă ne dăm seama că am păcătuit, și eu nu cred că nu ne dăm seama că am păcătuit, eu am păcătuit. Ai păcătuit și tu? Ai păcătuit și tu? Nu se aude nimic. Dacă îți dai seama că ai păcătuit, rogă-te Domnului această rugăciune rară. Doamne, dezactivează-ți memoria. Nu-ți aduce aminte de păcatele strămoșilor noștri, dar nici de ale mele. Uitați-vă cum se roagă. Știți bine că avem și o cântare la worship. Zice David. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, că sunt veșnice. Și auziți, nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine după îndurarea Ta, după bunătatea Ta. Nici în tinerețe, nici la vârstă matură și nici la bătrânețe n-au fost momente în care să nu păcătuim. N-au fost. Dar dacă ne dăm seama că am păcătuit și suntem sinceri și spunem Domnului, Doamne, iartă-mă, am păcătuit. În sângele Domnului Iisus Hristos, curățește-mă. Și apoi te rog, partea aceasta care mi-o ierți, nu o pune în memoria ta. Nu o pune în memoria ta.
Dumnezeu în bunătatea Lui face lucrul acesta. Uitați-vă la acest cuvânt, foarte puțini îl observă când citesc. O știu istoria foarte bine, este vorba de împăratul Ezechia. Și ce zice cuvântul Domnului? Că Domnul s-a dus la el prin profetul Isaia și ce i-a zis? Puneți casa în rânduială că vei muri. Dar Ezechia s-a întors către Domnul, a început să se mărturisească Domnului și spune Ezechia, tu ai pus înapoi a ta păcatele mele, le-ai aruncat. Înseamnă că Domnul are obiceiul acesta pentru cei ce se pocăiesc să pună păcatul nostru înapoi a Lui sau să-și impună El care este tot cunoscător. Este greu de vorbit despre un adevăr din acesta, despre Dumnezeu, să-L descrie în felul acesta, dar El, atotcunoscător, își impune să nu țină minte tocmai ceea ce este în defavoarea noastră. Știți cuvântul acesta foarte bine? Care Dumnezeu este ca tine? Acum citesc din Mica, capitolul 7, versetele 18 și 19. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe veci, ci îi place îndurarea. Versetul 19. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Vei da cu credincioșie lui Iacob și vei ține cu îndurare față de Avraam ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară, că ne vei face bine, că te vei îndura de noi. Deci, roagă-te Domnule și spune, Doamne, am păcătuit împotriva Ta. Te rog, iartă-mă, îmi pare rău, mă pocăiesc de faptele mele. Dacă este posibilitatea, pentru că mi-ai păstrat viața, spală-mă în sângele Domnului Iisus Hristos. Și străduiește-te să nu mai faci păcatul. Și apoi spune Domnului, te rog, Doamne, scoate din memoria Ta toate fără de legile mele, toate păcatele mele, ca să nu mă duc la judecată, să mă duc din moarte unde? La viață, drept în prezența lui Dumnezeu. Ai milă de noi, Doamne. Deci primul lucru pentru care se roagă Asaf într această rugăciune rară este memoria Domnului, dezactivarea ei, acelui care știe toate lucrurile, atotcunoscător, își impune de dragul tău și de dragul meu, de dragul sufletului tău și de dragul sufletului meu, să nu-și aducă aminte de păcatul nostru. Și știți bine că ați auzit de multe ori lucrul acesta. Dumnezeu s-a supărat pe Israel. S-a supărat pe Israel și merge până acolo și zice, sunt supărat pe Israel, s-a îngrășat Israel, că i-am dat să mănânce în pustie tot ce a vrut. Și acum dă cu piciorul. S-a îngrășat și merge bine. Că n-a trebuit să muncească, numai să culeagă și să mănânce. Să se aplece, să ridice și totul i-a fost dus în față. Și Balac, regele Moabului, l-a chemat pe Balaam și a zis, blastă-mă-l pe Israel. Și Balaam a avut decența atâta să spună, lasă-mă să spun numai ce-mi spune Domnul. Și ce i-a spus Domnul să spună? Și ce i-a spus Domnul să spună? Despre Israel care a zis,
m-am scârbit de poporul acesta, că s-a îngrășat, îi merge bine și a uitat de stânca izbăvirii lui. Zice Domnul prin Balaam, eu nu văd nicio nelegiuire în Iacob. Niciuna? Nu, niciuna. Pentru că și-a impus Domnul să nu vadă nelegiuirea și să nu-și facă de râs poporul în fața diavolului, în fața celui rău. Domnul te iubește și ne iubește așa de mult, de aceea trebuie să umblăm cu smerenie și cu pocăință înaintea Lui în fiecare zi, în fiecare clipă. Amin? Rugăciune pentru memoria Domnului. Nu ți-aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, a părinților noștri, dar nici de ale noastre, cum a zis David, nici de greșelile și de păcatele din tinerețe. Doamne, scoate păcatul nostru din afara Ta, dar nu uita binele care l-am făcut, Doamne. Nu uita binele care l-am făcut. Și ăla nu-l uită Domnul niciodată. Dacă un pahar de apă nu-l uită, nu uită binele pe care l-ai făcut. În al doilea rând, Asaf se roagă pentru milă divină. După ce s-a rugat pentru memorie divină, se roagă pentru milă divină. Ci să ne iasă de grabă înainte îndurările Tale. Ceea ce Cornilescu traduce îndurări, dacă puneți textul englezesc din nou pe ecran, Psalmul 79 cu versetul 8, cred că traduce Your Mercies acolo. Este mila lui Dumnezeu și pentru lucrul acesta trebuie să ne rugăm, si? May Your Mercy come quickly. Este vorba de milă. Ceea ce Cornilescu traduce îndurare, de cele mai multe ori în Scriptură, în termenul ebraic este milă. Milă, îndurare, merg. Deci se roagă pentru memoria lui Dumnezeu să nu țină cont de lucruri rău, de păcat, dar să rămână în mintea Domnului binele pe care l-am făcut. Și va rămâne, pentru că Domnul va zice, am fost bolnav, m-ați vizitat, v-ați rugat pentru mine, am fost flămând, mi-ați dat să mănânc, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost străin, m-ați primit în casă, nu? Deci, asta și-aduce Domnul aminte, și-aduce. Dar, dacă avem nevoie de ceva de la Dumnezeu, pe lângă dezactivarea memoriei cu aspectul păcătos al nostru, avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Ci să ne iasă de grabă înainte îndurările Tale, mila Ta. Ce am putea noi face fără de mila lui Dumnezeu? Ce am putea face? Eu cred că nimic. Eu cred că nimic. Însă mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, dacă veți, harul lui Dumnezeu, este așa de mare, nu vom putea să vorbim niciodată în termeni suficienți de adecvați ca să putem să scoatem în evidență importanța milei divine. Nu vom putea. Dacă încă suntem în viață, este mila lui Dumnezeu. De câte ori puteai să mori într-un accident de mașină? De câte ori puteai să mori de o gripă? De câte ori puteai să mori de COVID-ul acesta care a bântuit și a luat atâtea milioane de vieți? De câte ori puteai să rămâi paralizat, să rămâi ca o vegetală? Așa cum au spus doctorii la soția mea în dreptul meu, în cazul că va rămâne în viață soțul dumneavoastră, doamna Gog, va fi o vegetală pentru restul vieții. Nu vă veți putea bucura de el. O vegetală. Dar a fost mila lui Dumnezeu. Și pot să stau în fața dumneavoastră și să vestesc îndurarea lui Dumnezeu. Mila lui față de mine a fost mare. Și mila lui față de casa mea a fost mare. Eu n-am să uit lucrul acesta niciodată. Pentru că trăiesc prin mila lui, am sănătate prin mila lui, am familie prin mila lui, am pâinea cea de toate zilele prin mila lui, am mântuirea prin mila lui, toate lucrurile le am prin mila lui.
Este așa și cu tine? Eu nu cred că poate cineva să zică eu merit măcar atâta. Nu. Nu putem să zicem așa ceva. Pentru că trebuie să recunoaștem și binele pe care l-am făcut în comparație cu sfințenia lui Dumnezeu. Deci în comparație cu sfințenia lui Dumnezeu și cu desăvârșirea lui Dumnezeu, binele nostru, spune Scriptura, este ca o zdreanță, ca o haină murdară. Este bine să-l facem, dar în comparație cu sfințenia lui Dumnezeu, este ca o zdreanță, ca o haină murdară. Și atunci, rogă-te pentru mila Domnului. Rogă-te să aibă Domnul milă de copiii tăi. Rogă-te să aibă Domnul milă de soțul tău. Să aibă Domnul milă de soția ta. Să ne rugăm să aibă Domnul milă de Biserica Emanuel. Să aibă milă de familiile fraților. Să aibă milă de noi că puteam face atâta bine și n-am făcut. Și când puteam să facem bine și n-am făcut bine, ce-am făcut? Ce-am făcut? Cine știe să facă un bine și nu-l face, spune Scriptura, săvârșește un păcat. Dacă n-ar fi mila Domnului, am pieri în păcatul nostru, în fără de legea noastră. Am pieri nemântuiți. Dar rogă-te Domnului, pe lângă memoria lui Dumnezeu, rogă-te Domnului în fiecare zi pentru mila lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Și ai milă și de cei ce nu sunt în casa ta în momentul acesta. Ai milă de familia mare a bisericii. Ai milă de poporul tău, Doamne. În aceste vremuri din urmă, ai milă de țara aceasta, Doamne. Și ai milă de legiuitorii ei. Să nu se întreacă în a legifera lucruri care sunt împotriva cuvântului tău și a moralității pe care tu ai revelat-o în Scriptură. Să se teamă de tine. Să se ferească de păcat, pentru că, așa spune Sfânta Scriptură prin Sfântul Apostol Pavel, dacă trebuie să facem ceva, uitați ce trebuie să facem. Am să vă citesc din Epistola Apostolului Pavel către Timotei, când spune aceste lucruri mari, Dumnezeu, 2 Timotei 2:19, dacă îl puneți pe ecran, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Deci Dumnezeu nu se schimbă de dragul Casei Albe și a Parlamentului, că e democrat sau că e republican. Dumnezeu are fundația aceasta, temelia tare lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Dar trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna facem lucrul acesta și atunci cuvântul ne cheamă la pocăință, ne cheamă să cerem ca mila Domnului să fie peste noi, îndurarea Domnului să fie cu noi, pentru că, așa spune Sfânta Scriptură, să ne ferim de păcat, iar dacă nu o facem, să cerem Domnului cu pocăință să aibă milă de noi și să ne oprim din cursa aceasta a păcatului. Oricine rostește numele Domnului să se ferească de fără de lege. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Cât de ușor vorbim de multe ori și cât de ușor luăm păcatul. De ce credeți noastră că autorul Epistolei către Evrei, capitolul 12, spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară cum? Lesne, ușor, așa de ușor ne prinde. Și atunci avem nevoie de mila Domnului. Eu am nevoie de mila Domnului. Ai și tu?
Și în sfârșit, în al treilea rând, se roagă Asaf pentru memoria Domnului, se roagă pentru mila Domnului și apoi se roagă Asaf pentru metodele Domnului. Căci suntem nenorociți de tot. Una din metodele cu care Dumnezeu ne atrage atenția este să trăim consecințele păcatului și a nepocăinței noastre. Iar pentru alții, ce este cel mai drastic, îi lasă, dacă nu se pocăiesc nici astăzi, nici mâine, nici poimâine, nici ieri, nici alaltă ieri, nici anul trecut, ca și în cazul lui Faraon, nu? De 8 ori stă de vorbă Moise cu el și spune, și tot spune, mă pocăiesc, mă pocăiesc, a 9-a oară. Dar când îi vorbește a 9-a oară, îi spune, de aici încolo, și să vrei să te pocăiești, că nu te mai poți. Știți de ce? Că Dumnezeu te-a lăsat pradă minții tale blestemate. Și când te lasă pradă minții tale blestemate, atunci crezi că homosexualismul este bun, crezi că minciuna este bună, crezi că a dat din coate este bine, crezi că a călca în picioare peste cadavrele semenilor tăi este bine și crezi că a legifera și a numi bine ce Dumnezeu numește rău este bine. Și încă vii cu argumentul, e lege în privința aceasta, poate să fie lege. Dar dacă nu-i și legea lui Dumnezeu, este păcat. Și să te lase Dumnezeu în pornirea minții tale blestemate este cel mai mare rău pe care se poate întâmpla oamenilor sub soare. De aceea, în timpul necazului celui mare, cuvântul Domnului spune în 2 Tesalonicen, în capitolul 2, de la versetul 3 la 11, la 12, spune că Dumnezeu îi va lăsa pradă minții lor blestemate ca să creadă o minciună, să creadă minciuna. Ce minciună vor crede cei mai mulți din perioada aceea când biserica va fi plecată? Minciuna pe care o vor crede este că Anticrist este Iisus, este Mesia, este Dumnezeu. Este minciuna supremă pe care diavolul a inventat-o, că el poate să fie Dumnezeul oamenilor. Aceasta a fost dorința lui. Voi fi ca cel prea înalt și într-o zi se va da drept cel prea înalt. Va intra în templul lui Dumnezeu și se va ridica mai presus de orice se numește Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu, cel prea înalt. Asta este dorința lui. Și Domnul va lăsa pe mulți să creadă ce vor ei dacă nu au vrut să creadă adevărul. De aceea, într-un timp ca acesta, când încă este vreme de milă, este vreme de har, când ne uităm la noi, când mă uit la mine, când mă uit la casa mea, când ne uităm la viața bisericii, la familiile bisericii, ne dăm seama că trebuie să ne rugăm pentru memoria lui Dumnezeu. Doamne, nu ne ține în seamă fără de legile, greșelile, păcatele, ascunzișurile, planurile împotriva ta și a sufletului nostru, nu ți-aduce aminte de ele, Doamne. Iartă-ne că ne pocăim înaintea ta. Și apoi, al doilea lucru, să ne rugăm Domnului, Doamne, ai milă de casa mea, ai milă de mine și ai milă de biserica Emanuel, Doamne. Și trei, metodele tale, Doamne, nu ne lăsa jos de tot, nu ne lăsa să fim făcuți de rușine, ridică-ne iarăși. Aceasta este o rugăciune frecventă în psalmi. Ridică-ne iarăși Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Iacob. Întoarce-te iarăși cu milă spre noi. Dă-ne iarăși bucuria mântuirii. Dă-ne iarăși bucuria Duhului Tău celui Sfânt. Zidește din nou în noi o inimă bună, credincioasă, umplută cu Duhul Tău. Și Domnul face lucrul acesta. Îi place astfel de rugăciune. De aceea, din când în când, măcar dacă nu ți-aduce aminte zilnic, trebuie să faci și rugăciuni mai rare. Rugăciuni mai rare. Căci cine ar vrea ca Domnul să-i țină în față și să-i pună înainte toate faptele, toate fără de legile, cum zice în Psalmul 50, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Tu ai crezut că eu sunt ca tine, dar dacă ți le pun toate în față, ce ai să faci?
Ce ai să faci? Doamne, nu-ți aduce aminte de păcatele noastre. Ai milă de noi, Dumnezeule, și nu ne lăsa să fim făcuți de rușine în metoda aceasta de înjosire, iartă-ne și ridică-ne iarăși. Amin.